vreau să vă spun numai cât de mult îmi place teatru, cât de fericit sunt. Că sala e plină, că sunt pline mereu la Teatru David Mărturie. Vă mulțumesc frumos, vreau să aplaudați, să aplaudați pe toți colegii noștri și să mulțumesc totuși că într-o perioadă în care festivalurile de la Arad, de la Reșița sunt în stand-by, nu se întâmplă, noi totuși subvenționați de Consiliul Județean, am reușit să facem pasul până în ordonanță, semnăm contracte, așa că vă bucurați o lună de zile de festivalul de teatru Liviu Giurei la Teatrul Bavila. Această piesă s-a născut în același an cu mine, am copilărit și crescut împreună. Prima parte a copilăriei noastre comune a fost destul de furtunoasă și plină de neguri. Știți că a fost o piesă interzisă și care a fost momentul în care viața lui Mazilo a devenit subterană, torturată, complicată. Și acum, când o văd în această nouă lumină solară, bucuroasă de a fi, este un soi de cicatrizare și vindecare a acestor momente grele care au fost până în 72 pentru el și pentru mine ca victimă colaterală, dar mai ales pentru el. Deci mă vindecă de multe lucruri chiar dure. Totul a participat, v-am spus, la acest catarsis vesel. Așa aș defini eu ce am simțit astăzi. Da, e foarte interesant că eu fac parte de foarte puținii care au văzut primul spectacol al acestei piese în 1964 și păstrez foarte vie acel prim spectacol cu Ortanța, cu clementinele originale, cu mari actori. Am perceput foarte bine spectacolul. Parcă mi s-a părut mai așezat, mai concentrat pe detalii comice. Ați văzut că publicul a reacționat la mișcări simple, foarte bine orchestrate de Felix Alexa. Am constatat că e o trupă omogenă, că fetele sunt foarte bune, lucrul ăsta mi-am dat seama încă din prima zi. Iar domnul Titieni, în cronica care am și făcut-o despre acest spectacol, eu îl văd pe el ca un actor de maniera lui Jean Gabin, are o anumită sobrietate comică, are un anumit stil al lui de a se exprima. Deci a fost o seară foarte bună pentru teatru în general, pentru teatru dumneavoastră și se simte în mod evident mâna de artist, de mare artist, al lui Dan Tudor. Vă felicit, a fost o seară foarte plăcută, am venit în mod special ca să văd spectacolul. Nu știam că o să mă întâlnesc cu fata domnului Mazilo. Deci o seară foarte bună. M-a impresionat și faptul că aveți un afiș foarte interesant care mă va face abonatul teatrului noastră în toate zilele care vor urma, să vedem toate spectacole. Și căutam să-mi amintesc de întâlnirea mea cu Liviu Ciulei, l-am cunoscut în viață. Și vă spun așa o mărturisire, eram foarte tânăr, l-am cunoscut împreună cu Victor Eftimiu. Eu n-am privit doar un spectacol, am privit debutul celei de-a doua ediții a Festivalului Internațional de Teatru din Ciulei, Pitești. Un debut în fanfară, spune, un public minunat și aici vine meritul actualei conduceri care a reușit să atragă prin această sintagmă festival de weekend, a reușit să umple sala de teatru. O sală care a mers pe varianta lui Mazilo, care n-a uitat că a fost cândva încântată de acidul scrisului lui Mazilo, era și fica dânsului lângă mine. Și mai un adevăr, Dan Tudor, care este un rege al comediei și actor și știe că astăzi publicul, poporul vrea comedie contemporană, acidă. Deci jos pălăria în fața debutului celui de-a doua, răsfăit caietul program, realmente un festival de altitudine. Felicit Piteștiul pentru acest pas cu dreptul în a doua ediție. În primul rând că este un eveniment al Piteștiului, în al doilea rând că este un eveniment al teatrului. Este un eveniment al teatrului pentru că preia un text de comedie clasică,
făcută de un regizor foarte serios al actualității și cu niște actori foarte buni, conduși de un mare actor cum este Adrian Titieni.